Salut! Mă numesc Tudor Pop și astăzi doresc să încep o nouă serie de mesaje pe care le-am titulat Schimba prin cuvânt. Astăzi doresc doar să fac o scurtă introducere a ceea ce este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu, majoritatea dintre noi ne referim la ceea ce vedem aici, Biblia. Și adevărat, Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care e tipărit pe niște pagini. Însă dacă noi nu facem ceea ce este citit, dacă nu credem ceea ce este citit și nu aplicăm ceea ce citim în viața noastră de zi cu zi, cuvântul acesta, Biblia aceasta, nu are niciun efect asupra noastră. Cuvântul lui Dumnezeu însă nu e rezumat strict doar la ceea ce vedem aici tipărit. Cuvântul lui Dumnezeu poate veni la noi sub multe forme. O predică audio, o predică video, sub format electronic, într-o poezie, într-o cântare. Dumnezeu are diferite metode ca să-și aducă cuvântul Lui la urechile noastre sau la ochii noștri. Eu personal folosesc modul electronic. Fac aceasta pentru că mă ajută foarte mult să editez, mă ajută să copiez mai ușor, mă ajută să pot să-mi pun comentariile mele când găsesc ceva interesant. Dar cum ziceam, cel mai important este expui cuvântul lui Dumnezeu sub orice formă îți place, sub orice formă ți-e ție de folos și ți-e ție ușor. Mai ales astăzi, în vremurile noastre, avem foarte mult acces la internet și la tot felul de lucruri. Tot ceea ce contează, expune-te cuvântul lui Dumnezeu sub orice formă poți. Un alt lucru pe care trebuie să-l cunoaștem despre cuvântul lui Dumnezeu e că nu e doar istoria poporului Israel, sau nu e doar istoria lui Iisus Hristos și a ucenicilor lui, ci cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre niște lucruri spirituale și duhovnicești. De aceea omul care nu-l interesează lucrurile acestea, nu-l interesează lucrurile spirituale, că nu-l interesează lucrurile care nu se văd, nu o să înțeleagă mare lucru din Biblie. Și pentru el, Biblia e foarte plictisitoare, confuză și se contrazice de multe ori. Aceasta pentru că doar Duhul Sfânt poate să-ți reveleze cuvântul lui Dumnezeu. Doar Duhul Sfânt te poate ajuta să înțelegi ceea ce citești aici. Biblia nu e doar o carte de istorie, e o carte duhovnicească. E scrisă pentru sufletul și Duhul nostru, nu doar pentru mintea și rațiunea noastră. Un al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre cuvântul lui Dumnezeu e că trebuie să te hotărăști că cuvântul lui Dumnezeu e cea mai înaltă autoritate în viața ta. La ce mă refer cu asta? E să te hotărăști că ceea ce este scris e mai presus de orice alte principii pe care le auzi în stânga sau în dreapta ta. Dacă trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, dacă lumea ar trăi după cuvântul lui Dumnezeu și principiile care ni se descriu aici, totul va fi diferit. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu suntem învățați să ne iubim unii pe alții. Să nu mințim, să nu furăm, să nu dăm în cap, să nu ne bagiocorim unul pe celălalt și lista continuă. Dacă toți am trăit după ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, vom trăi într-o altă lume. Practic un paradis pe pământ. De aceea, orice este contrar cuvântului Dumnezeu, dă la o parte. Fă-ți viața ta după principiile pe care le citești aici și o să se schimbe nu doar pe pământul acesta, ci și în eternitate cu Dumnezeu o să fie extraordinar. Următorul lucru pe care trebuie să-l înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu e că El nu se contrazice niciodată. Știu că poate ai auzit sau chiar tu te-ai dat de pasaje care se contraziceau între ele. Însă vreau să-ți zic, dacă aparent ele se contrazic, nu e pentru că cuvântul se contrazice, ci pentru că noi nu înțelegem. Dacă găsești un pasaj care se contrazice cu altul pe care l-ai citit anterior, rogă-te ca Dumnezeu să-ți descopere. Uită-te mai atent, uită-te în context la ce se referă și vei vedea, cum și eu am pățit de multe ori, că versetele și pasajele nu se contrazic, ci se adaugă împreună, ci se armonizează unul pe celălalt. Merg împreună unul cu celălalt. Și o să vezi că odată ce înțelegi din ce în ce mai bine cuvântul Dumnezeu, o să aibă din ce în ce mai mult sens pentru tine. Un alt lucru, și un ultimul lucru care vreau să-l înțelegem e că, din păcate, majoritatea oamenilor disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Mulți zic, sau mi-au zis și mie personal, e că doar o colecție de basme.
ei, dacă s-ar uita mai atent, ar vedea că și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre niște lucruri pe care știința le-a descoperit doar cu sute de ani, chiar mii de ani după ce ele au fost scrise. Și o să vă dau câteva exemple. Primul exemplu e că Biblia vorbește despre faptul că în mare se află munți și chiar izvoare. Un alt lucru despre care Biblia vorbește e că pământul plutește pe nimic. Și un alt exemplu care vreau să vi-l dau e că viața se află în sânge. Oamenii care au scris aceste lucruri n-aveau de unde să le știe dacă Duhul Sfânt nu le descoperea lor acest lucru. Și știința confirmă Biblia cu sute și mii de ani după că ceea ce ei au scris atunci este adevărat. Astfel, dar, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu e doar pentru mintea noastră, nu e doar pentru rațiunea noastră, ci și pentru sufletul nostru valabil. Ca să avem o viață, să trăim o viață bună aici pe pământ și în ceruri în prezența lui Dumnezeu. Dacă omul îl înțelege cât de important e cuvântul Dumnezeu pentru el, câte beneficii găsești în cuvântul Dumnezeu pentru trupul tău, pentru sufletul tău, pentru duhul tău, am schimbat atitudinea față de cuvânt. Și în următoarele episoade vreau să ne uităm la care este importanța și care sunt beneficiile cuvântului lui Dumnezeu în viața acelui om, vreau să subliniez aici, doar acelui om care crede cuvântul și îl aplică în viața lui. Până data viitoare vă las. La revedere!